cineva. Pupic! Alexia, poți să fii și tu, te rugăm! Pupic! Oamenii, să știți că au crezut că noi nu mai avem canapea, că nu mai avem decor și și-au adus o parte din decorul pe care o să-l vadă în câteva momente cei din videoclip, cei de pe YouTube o să intre pe canal pe Mario Fresh, unde... Hai, dai să stăm pe canapea la prima dată. Foarte bine. Și apoi vin și eu la voi acasă. Nu, de alta, dar e o parte din decorul pe care oamenii o să-l vadă în noul videoclip care se lansează pe canalul de YouTube în mai puțin chiar de 5 minute. Exact. Nu? Exact. Contorizează fiecare emoții. Minut. Am niște emoții foarte mari. Zici că e prima piesă pe care o lansez. Zici că e prima oară într-o emisiune. Zici că e prima oară când stau cu voi. Nu înțeleg, nu știu. Este, cred că, o piesă foarte specială pentru mine și de asta. Este o piesă specială și... Și e o piesă specială deoarece este Andra pe ea. De asta, îți dai seama. Am înțeles. Perfect. M-am așezat pe piesă. Că e Andra. Bună, Andra. Bună, Cătălin. Vreau să spun că arăți extraordinar. Mulțumesc, Se vede că faci sport în fiecare zi. Nu chiar în fiecare zi, de 3 ori pe săptămână deocamdată, dar sunt mândră de mine că am început și că am zis să profit de această perioadă. N-am avut niciodată atâta liber. Și atunci am zis sport. Am zis sport și tot ce nu am putut să fac atunci când nu eram liberă, acum e momentul să mă ocup și de mine altfel. Perfect, să aveți mult succes. Mulțumesc, în schimb am și niște... Hai să nu intru în detalii sau să intru bine. Este foarte greu să ții dietă și cineva de lângă tine, adică iubitul tău, să nu te ajute și să mănânce de toate. Și atunci, sigur, și tu faci tot felul de greșeli în alimentație, pentru că iubitul îți spune, da, vino să stai cu mine la masă, sigur. Nu, numai o secundă, am o problemă. Cine e iubitul tău? Că iubitul... tot eu sunt soțul. Bine! Cum zice David, ți-a dat-o? Da! Dat-o? David și Eva vă iubește, mami! V-am spus că vă salut, vă iubește, mami! Și da. Tati! Și aseară, Victorie, Eva vă, a dormit cu tati! Freșu, vă pupă și Freșu! Iar ne-a salutat și Mario, să zic! Da. Mario Fest! Mario, te pup, Eva! Ai emoții? Mama ta și tatăl tău au fost în public când ai fost acum 10 ani pentru prima dată la România au talent! Fai, da! A fost. Da, era Mario Gălățeanu. 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 Toată lumea spunea Gălățeanu. era numele tău de familie, nu? Da. Este numele meu de familie. Așa. Am fost acum 10 ani. Așa. Și uite că visele devin realitate. Cine te-a înscris la România au talent? Cum a fost? Îți mai aduce aminte? Mama cu tata. Te-au înscris? Da, ei m-au. Te-ai dus? Ei m-au îndrumat oricum. Tu erai băiatul care participai la foarte multe festivaluri, la foarte multe concursuri. Fost la toate. Ai fost la toate și erai N-am un băiat care... N-am ratat unul, la toate am fost. Cerbul tot ce de aur, ai câștigat la Cerbul tot, de aur. Tot ce se poate. La Mamaia, la copilul. Am fost și internațional, m-am dus și pe la... Până am fost prin Belarus, am fost la Slavianski Bazar, am făcut acolo show. Au fost vreo 20 de țări. Kilograme de țări. Da, vreo 20 de kilograme au fost. Bun, superb. Iar acum 10 ani, fix 10 ani, da. Mario Fresh, Oameni Buni, a fost la România au talent și vrem să vă arătăm imagine, pentru că atunci Andra era în juriu. Prima ediție de la România au talent. Și după 10 ani. Da, a fost în primul sezon, cred. În primul sezon. În primul sezon, da, e eram foarte... și însărcinată cu David. Și e interesant ce îi spui lui Mario în acele momente. Haideți să vedem aceste imagini de acum 10 ani. Bravo, Mario! Te-ai aruncat sus, te-ai aruncat foarte sus, ai avut curaj și ai cucerit publicul. Mulțumesc! Ai cucerit publicul, bravo! Să ai grijă mare de vocea ta, pentru că e un dar de la Dumnezeu și mă bucur că ai venit la România au talent. Mulțumesc foarte mult! Răspunsul meu este da. Categoric da. 3 de da uriași! Felicitări! Mulțumesc! Bravo. Ia uite-mă! Mulțumesc! Acum 10 ani ai luat 3 de da. Ce șoricel eram un șoricel mic. Ți-am dat da și atunci așa cum ți-am spus da când ai zis. Când ai spus vrei să cântăm împreună și ți-am spus da.
Categoric, da. Categoric, da, categoric, da. Pentru că un băiat foarte talentat și ca să vezi cum e viața asta. Deci tu ai fost concurent la România au Talent, Andra era în juriu, prezentator Smiley, iar piesa pe care voi o lansați astăzi este o piesă pe care tu, concurentul, o cânti cu Andra juratul, iar Smiley, prezentatorul, este omul la studioul căruia s-a făcut această piesă. Adică așa e o legătură tare, acolo. Da, foarte tare. Mă bucur. Ce mă fac bucur părinții? Sunt în fața televizorului, dai seama. Se uită? Tremur mai tare decât mine. Ai niște părinți extraordinari și practic sunt prietenii tăi. Și mi-a plăcut foarte tare. Frumos. Sora ta a venit? E aici, da. Să rămână, să rămână. Ai o soră la fel de nota 10, care mulțumesc a stat frumos foarte mult în America, da, și acum s-a întors în România. Am luat-o cu forța, nu s-a întors. Am zis, vino, că dacă nu mă întorc eu după tine. Mi-era dor de ea. N-aveam cum să mai stau. Stai s-o vedem. Uite acolo, ea are măscuță. Are măscuță, are e cu minte, da, respectă, da, tot, da, ce trebuie. Hai de aici pe canapea un pic. Hai că o întreb eu cum erai când erai mic. Mamă. Și m-a întrebat, oare să vin, să nu vin? Ai zis, vino cu mine, că hai să vezi tu. Vino un pic, stai să o chemăm. O cheamă Raluca, oameni buni. Raluca și Gărățanu, este soria lui Mario Fresh. Hai, Raluca, vin aici. Poți să dai puțin masca jos. Mulțumim mult de tot. El e fratele tău? Stai așa, stai să-i dau un pupic ca să o încurajez. Vino. Gata, acum are emoții, nu? Vino, te rog, lângă mine. Gata, stau lângă tine. Stai lângă mine. S-a lansat? Gata, se lansează. Ia, să vedem. Da, mă, e. S-a hotărât. Seamănă. Dar tu ai stat în America cât timp? Aprobat. Am stat 2 ani de zile, dar cu o perioadă de 1 an de zile pauză, pentru că am fost într-un internship. 2 ani în America cu perioada asta de pauză și acum te-ai întors în România și te-ai mutat oarecum și pe capul lui Mario Fresh. Da. Nu chiar, nu e pe capul meu, mai mult sunt eu pe capul ei. Vrei să te mint? Da, tu l-ai ajutat și cu școala, tu ai fost mereu lângă păi el. Păi am venit prima dată din America pentru că el a avut bacalaureatul și a trebuit să-l ajut. Deci tu ai fost un fel de profesoara lui. Da. Și? Apoi am crezut că treaba mea s-a terminat aici, am plecat înapoi și aparent a fost mult prea dor de mine și m-am întors. Foarte frumos, sunteți o familie frumoasă. Foarte frumoasă și aveți o relație foarte, foarte strânsă și cu mulțumim părinții frumos la fel. Îți place ce piesă au pregătit? Sinceră să fiu, prima dată când am auzit-o am început să plâng. Eram în state și prietenii mei, care nu înțeleg româna, mi-au zis că, wow, are un vibe piesa asta, nu înțelegem niciun cuvânt, dar cum ai reacționat tu și ce vibe ne-a dat această piesă, e wow, o să deci fie. Deci înseamnă, o facem și în engleză, mulțumim frumos. Ar fi o idee. Multe prieteni din America. Raluca, îți mulțumim mult de tot că ai acceptat să vii aici, să cunoască lumea și pe sora lui Mario Freshu. Mă bucur foarte mult că v-am văzut și mult succes. Succes. Emoțiile, prima dată. Ia un loc aici și zi-ne puțin despre piesă. Hai, povestiți-ne puțin acum. Aoleu, s-a lansat, nu, gata, este gata așa, e perfect. Deci e pe YouTube și imediat o să o ascultați cântată de Mario Fresh și de Andra în premieră în câteva momente aici în emisiune cu o parte din decor, cu trupa, așa trupa, că trebuie să vedeți momentul ăsta, e senzațional. Începem să ne vedem mai des. Da, deci cum ați, uite, gata. E... Gata, s-a dat? Da, s-a dat. Doamne ajută, sperăm să vă placă această melodie, să o ascultați. Să vă dacă sunteți nerăbdători, intrați pe YouTube și ascultați acum înainte. Puteți să cântăm dați un aici like, un share, ca să ajungă la cât mai multă lume. Dar povestiți voi cum v-ați, cum a pornit de parcă nu mai știi foarte bine. Fiu prezentator aici. Vă rog frumos, domnul Mario Fresh, așa, cum s-a întâmplat această minunată melodie? Am fost la studio, am făcut piesa asta, prima dată am fost singur, am tras piesa cap-coadă. La și, HaHa Production. Da, și m-am gândit că ar merge foarte bine o voce feminină. Și? Dar o voce foarte frumoasă, nu așa, gen, știi? Și m-am gândit să vă dau un mesaj, să-mi încerc norocul. Și am zis că, băi, sunt șansele destul de mici. Probabil de și Andra are proiectele ei, este cam greu să primesc un da. Și ți-am dat ție mesaj. Și ți-am spus că am. Și a doua zi da mi-ai zis că da, ne băgăm. Și îți dai seama, m-am dat cu telefonul de cap puțin. După aia m-am dus până la baie, mi-am dat cu niște apă. După aia scrie, da, aici, ok, da, hai să facem piesa atunci. Perfect, iar piesa și Andrei a plăcut foarte tare de la început. Da, cred că fiecare melodie are energia ei, îți transmite ceva și... în primul rând, dacă îmi place o melodie, vreau să înregistrez acea melodie. Și cunoscându-te pe tine de când erai mic,
Am zis sigur, hai să... Eu în general am spus da cântăreților sau oamenilor care fac muzică, oamenilor talentați. Și Mario e foarte talentat și foarte educat și îmi place ce văd de el așa și cum a crescut. A crescut frumos. Mama soacră a ascultat piesa? Îți dai seama că a ascultat-o de foarte multe ori chiar. Și repostat făcut... astăzi, Andreea, când... ce am pus eu acolo, filmările cu Mario. Da, da, repostat. De când am făcut piesa asta, doar asta ascult oricum. Perfect, asta adică... este bine. Eu vă mulțumesc mult că ați venit în premieră cu această piesă. Avem era dor să mai venim la emisiune. O parte din, din decor aici. Am făcut pauză o perioadă și noi, îți dai seama cum. Da, v-ați mai relaxat și voi, ce să mai facem? Asta da, e, nu? Dar să știi că, într-un fel, mi-a priit din punctul ăsta de vedere. Am mai stat acasă, am mai gătit, am mai îngreșat, acum am să vin. Da, dar ne este dor să cântăm și ne bucurăm că... am început treaba și am început repetițiile și începem să cântăm pentru oameni din nou, pentru că și lor le este dor, dar și nouă tare mult. Așadar, pentru toți fanii, piesa, v-am spus, puteți să o împărtășiți cu cei apropiați, dând like, share, să ajungă așa la cât mai multă lume. Se numește Brațe Străine. Alexia, frumos, frumos. E, Alexia foarte... unde? Am vorbit cu ea acum câteva ore, nu mai știu exact care. Are un program foarte încărcat. Și cu școala de șoferi și cu... Dă pentru carnet? Da. Ce frumos, da. Succes să fie. Abia aștept să-și ia. Super tare. Să stau și eu în dreapta. Perfect. Andra, Mario Fresh, cântă, oameni buni. Brațe Străine. Brațe Străine, mergem în decorul lor. Nu uitați, căutați piesa pe YouTube. Dacă vă place, dați like, share, să ajungă la cât mai multă lume. Bună și uitați-vă ziua, cu atenție mare și la videoclip, pentru că are o poveste extrem de interesantă. Sunt convins că o să înțelegeți povestea aceasta. Până atunci, Mario Fresh și Andra, Brațe Străine. Mă uit doar la tine, doar cu o privire. M-ai prins în jocul tău, fiindcă te joci bine rău. Tu te miști de atât de lent, cel mai bun antrenă. Man, știi că nu mă abțin când mă chem eu să vin. Numai tu mă ții atent. Am ceva să îți șoptesc, să te iubesc sau să mă opresc. Nu mă ține de parte, de parte de tine. E atât de ușor să fugi de iubire. Vino aproape, stai lângă mine. Nu suntem făcut pentru brațe străine. De tine, dar nu fac niciun pas. Nu pot să-mi iau un rămas. Sufletul mi l-ai blocat și oricât aș vrea să scap, la cătul e închis cu momente de vis și cu nopți de neuitat. Am ceva să îți șoptesc, să te iubesc sau să mă opresc. Nu mă ține departe, departe. A
Așa sună noua piesă, Mario Fresh și Andra. Puteți să o căutați pe YouTube. Să știți că are aproape 20.000 de vizualizări și e lansată de câteva minute. Peste 4.000 de oameni au apreciat-o, ceea ce înseamnă că a pornit cu dreptul să aveți succes. Trebuie să-ți mărturisesc că... Poți să vii și la voi pe covor? Te rog. Te invităm în livingul nostru. Trebuie să-ți mărturisesc că nu m-am săturat încă de melodia asta, deși eu ascultăm zilnic, copiii la mine în familie, toți sunt disperați după acest cântec. Și acum când am simțit și am auzit așa pe aici colegii noștri care au și cântat cu noi, mi s-a făcut piele de găină. Da, așa că e un semn bun, Doamne ajută, sper să le placă și oamenilor la fel de mult cum ne place și nouă. Să aveți mult succes, vă mulțumim. Le lăsați pe cele două fete frumoase cu noi aici. Vă lăsăm bine, Mihaela și Nicoleta. Mihaela exact, Mihailescu, Nicoleta Oancea. Și Nicoleta. Fetelor, puteți mai râzi la noi aici. Da. Ciucai! Stai liniștit că vii degeaba, fetele. Deci le luăm sau le lăsăm? Că, nu de alta, dar am văzut că îți place cu costum de baie și de aia. Să mai cântăm un pic cu voi. Această emisiune se întrerupe brusc. Se întreb dacă vrei sau nu, că na, noi nu avem costum de baie, dar trebuia să ne spui. Și s-a întâmplat, dar unde e costum de baie? Dacă îți place, doar să-mi spui. Eu v-am pupat cu brațe străine. Bine, mă, că m-ai lăsat singur. Acum, mai ales când o să fac sport, prin casă numai în costum de baie să stau. Asta e. Da, să pui, că stai să vezi că îl ajut eu pe Cătălin să vadă. Păi mi s-a părut că nu știu de ce, eram acolo. Era în costum de baie, Dana, să voi că... Măi, încătă, nu știu dacă îți place. Spune-mi când... că știi cu colecție îmi fac de... Nu mă, dar făcea microfonie când ținea tableta și ziceam să ții mai departe, făcea microfonie. Eu nu sunt geloasă. Ciucă m-a pus. Am înțeles. Ciucă, vezi de treaba ta? Baftă, Andra. Mulțumesc, vă pupăm. Freșule, așa că m-ai lăsat singur, așa o să te lași. Avem voie să facem asta chiar dacă... Na, la televizor? Păi suntem familie. Să te pup la televizor? Nu, asta cu salutare. Cu perfect, da. Cum să te pup la televizor, Andra? Ferească Dumnezeu. Dumnezeu! S-a dus machiajul. Brațe străine se numește noua piesă, să nu uităm despre ce este vorba. Mario Fresh și Andra pe canalul de YouTube al lui Mario Fresh. Mergeți acolo, dați subscribe, ascultați piesa și lăsați comentarii dacă vă place.